Invidia este apreciată drept principala trăsătură negativă a cetățenilor din România, iar intervievații spun că este adevărat. Atât în mediul rural, cât și în mediul urban, acest sentiment negativ este prezent mai ales din motive economice. Românii sunt predispuși să invidieze statul sau stilul de viață al cunoscuților. Invidia este un sentiment de frustrare, nemulțumire sau răutate. Este văzută ca o boală care blochează și stopează evoluția noastră, care parazitează relațiile cu ceilalți și pe care o transmitem de generații cu stil comportamental și atitudine față de ceilalți. Există invidie între români. Aoleu, totală. Este de la... dacă am putea să ne luăm unul pe altul, ne dăm în cap. Este. Așa este. E invidie mare. Foarte mare. Mai ales cei care sunt în străinătate. Cum te vede că te realizezi, cum încep să te sape. Deci noi românii ne mâncăm unul pe ceilalți. Dar credeți că există invidie între români? Da, există. A fost de când lumea și pământ. Invidia a existat. Există foarte mult, mai ales la țară. La țară se invidiază lumea foarte rău. Nici reușitele copiilor cunoscuților nu sunt neglijate. Cei mai mulți au un sentiment de disconfort atunci când află cât de buni sunt copiii altora. Sigur, sunt și alte popoare invidioase. Nu suntem noi cei mai răi de pe planetă. Problema nu e invidia, ci cum o folosești pentru a te ridica mai sus.